este mesajul care merge și către suport echipei naționale, să mergem braț la braț, pentru că așa avem o altă putere. Deci, cred că astea sunt lucruri cu care am ieșit în plus după această calificare. Am recâștigat o echipă națională cu suflet mare. Rezultatul. Rezultatele ne-au calificat. N-am adus lucruri, ci le-am construit. Și le-am construit în timp, împreună cu colegii mei, cu toți cei implicați în munca cu echipa și în mod special cu băieții. Am și găsit multe lucruri bune și vreau să mulțumesc din nou și colegilor care au fost înaintea mea și mă gândesc la Emilier Rădoi și la Cosmin Contra și ei au muncit și ei au contribuit și ei au adus lucruri bune. Valoare fără valoare nu pot să ajuns la echipa națională, dar am pus foarte mult accent și pe devotament. Un jucător de echipa națională și unul performant trebuie să îndeplinească foarte multe calități, să aibă un pachet întreg, complet, de la comportament până la profesionalism, cum am spus, și valoare, dar și devotament. Să fii aproape necondiționat pentru echipa ta națională și să te pui total în slujba ei. Doar așa poți reuși. Las adversarii să analizeze mai mult și să le descopere. Trebuie să scoatem în față lucruri pe care suport echipei naționale au constatat deja. Și anume unitatea grupului, devotamentul, implicarea, atitudinea, spiritul de sacrificiu, capacitatea de a lupta indiferent de adversar, de a da totul în fiecare joc și în fiecare minut. Echipa nu a cedat niciodată. Nu a cedat indiferent de parcursul jocului, de direcția în care un joc a luat-o sau un anumit rezultat. Pe tabelă, echipa nu a cedat niciodată, a luptat până la final. O bucurie aproape fără margini, sigur, au fost momente de euforie, momente fantastice, momente unice, pentru că când produci o performanță pentru naționala țării tale și când reprezinți România și românii, parcă totul merge la un alt nivel și am simțit o euforie incredibilă. Și de ce nu? Trebuie să recunoaștem, probabil că ce spune acum mulți dintre colegii mei și chiar băieți, poate au simțit și o descătușare. A fost multă încredere, au fost momente grele, au fost obstacole, au fost și poziții multe dintre ele agresive sau chiar foarte agresive în ceea ce înseamnă jocul echipei naționale. Rezultatele au fost exclusiv pozitive, dar noi încă sunt în proces. Am construit o strategie, am avut un proces și zi de zi am muncit pentru asta. Așadar, în final, când ești răsplătit pentru eforturi, pentru muncă, pentru sacrificii, nu pot să nu simt și o descătușare și o încununare a muncii. Cred că odată cu experiența înveți să gestionezi mult mai bine și emoțiile. Emoțiile sunt, până la urmă, sunt umane, sunt normale în orice domeniu. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât și miza și atenția este mai mare și ajungi în anumite momente să nu-ți mai permiți luxul să ai emoții. Te concentrezi pe ce ai de făcut, ești atent la fiecare detaliu în parte, încerci să fii atât proactiv cât și reactiv. Întotdeauna trebuie să ai și plan B, chiar și plan C. Emoțiile nu aproape că uiți de ele. Fiți sigur că și noi analizăm fiecare joc în parte, cum am ales pentru începutul jocului, cum am acționat și reacționat pe parcurs. Încercăm să fim atenți ce am greșit, să nu o mai facem, ce am făcut bine să facem, să poate și mai bine, dar în continuare suntem foarte siguri că putem ajuta echipa, nu numai înainte de fluierul de început, ci și pe parcursul jocului. Trebuie să-ți cunoști foarte bine echipa, jucătorii, să-ți cunoști și slăbiciunile, chiar să știi unde poți surprinde adversarul. În același timp să-ți studiezi foarte mult adversarul, să-l cunoști. Și nu în ultimul rând, foarte special, să ai o capacitate să citești jocul și să reacționezi cât se poate de rapid atunci când trebuie. Superstițiile nu fac parte din viața mea și nu cred că le voi descoperi în viitor. Nu încerc să fac viața în funcție de un lucru sau altul care s-a întâmplat la un anumit moment, sub nicio formă. Deci nu mă consider un om superstițios, dimpotrivă. Cred în Dumnezeu, când încerci să fii corect, să fii drept, să fii sincer, să fii un om corect cu munca lui, cu oamenii din jur. Cred în Dumnezeu, cred în dreptate și cred în familie.
Da, plecând de la ideea că totuși vorbim de echipă națională și nu de club, asta înseamnă că noi avem băieții doar 10 zile, 12 zile după care îi pleacă și revedem după 3 luni, e un pic diferit față de ce e la club. Pe aici programul e foarte complex, pentru băieți începe cu mic dejun, sunt bineînțeles cele 3 mese, prânz și cină, între există fel și fel de momente, bineînțeles, momentele specifice de antrenament, sală, dar sunt și cele de, nu știu, recuperare, întreținere, mult studiu, analiză, sunt discuții colective, discuții individuale cu jucătorii. Avându-i atât de puțin timp, încercăm să-l valorificăm maxim, dar cu echilibru. Suntem atenți la odihna lor, suntem atenți la volumul de informații pe care le livrăm, suntem atenți la toate detaliile. Ziua e plină. Pentru noi, pentru staff, de cele mai multe ori, nu, 7 dimineața deja suntem pe picioare și activ și recunosc că sunt nopți când, nu știu, ne prindem 1, 2, chiar și 3 dimineața. După jocuri sunt nopți albe multe, dar o facem cu toată puterea, cu toată convingerea și cu tot devotamentul pentru echipă. Sunt lucruri normale, sunt lucruri firești. Sunt un glory hunter, țin cu echipele care câștigă. Lăsând gruma la o parte, nu am internațional o echipă care să o susțin. Am avut și eu, dar în mult timp, mai ales în perioada copilării, favoritele mele. Mă uit mai mult după echipele care, nu știu, ies în evidență cu ceva interesant. Sunt echipe care propun un fotbal bun, complet, complex. Sunt lucruri în care putem să ne inspirăm, care putem să învățăm. Sunt lucruri pe care le putem prelua și dezvolta în felul în care noi avem nevoie de ele. Și atunci încerc să mă uit cu ochiul specialistului, ca să spun așa. Referitor la România, sigur, eu am fost crescut în curtea Sterei, nu mă voi dezice niciodată de asta, chiar dacă am mai fost la rivale, la Petrol, la Rapid. Sunt și zonele unde, nu știu, sau locurile, mai bine zis, unde am avut succes, am câștigat trofee, m-am simțit bine, de la Cluj, la CFR, la Pahastra, la Târgu Jiu, la Medieș. Am rămas atașat de acele cluburi, de suporteri, de oameni de acolo, dar meseria pe care am nu-mi permite să gândesc cu inima și tot timpul am încercat să gândesc cu mintea și în spiritul obiectivității. Minifold. Glumesc. Fotbalul e totul pentru mine, pentru colegii mei și ne uităm la foarte multe meciuri, meciurile noastre, adversari, meciuri internaționale, campionatele importante, plus că urmărim jucătorii noștri. Vedem fotbal, fotbal, fotbal de dimineață până seara. Trebuie să monitorizăm toți jucătorii din străinătate și nu sunt deloc puțini. Trebuie să monitorizăm competiția internă și atunci, chiar dacă mi-ar plăcea poate să mă uit la un alt sport, nu-mi permite timp. Sincer, nu m-am gândit și cred că nu m-am gândit pentru că am fost foarte hotărât că trebuie să reușesc și mă dedic total meseriei, nu m-am gândit la altceva. Îmi place să organizez lucruri, îmi place să organizez oameni în jurul unor obiective și atunci probabil că aș fi dezvoltat o afacere. Centrul meniu, nu știu, sincer, nu știu. Păi, acum un an jumătate mă certau majoritatea, multe reproșuri, dar în același timp căldura am simțit pentru echipa națională a României. După ce parcursul a început să fie unul bun spre foarte bun și încununat și cu această calificare, venită și pe fondul ăsta de rezultate fără înfrângere, câștigând grupa, lumea din nou a început să vină alături de echipa națională, s-a aprins speranță. Cred că cele mai dese mesaje pe care le-am întâlnit au avut legătură cu spiritul echipei. România apreciază că echipa națională are din nou o inimă și o inimă mare și a bătut cu putere în multe momente. România au apreciat că echipa națională intră pe teren și, indiferent de zici de adversar, dă tot ce are ea mai bună în acea zi și încearcă să prezinte cea mai bună versiune a ei și, cum spuneam, mai devreme apreciază că echipa nu cedează. Chiar dacă poate la un moment dat un rezultat nu este cel mai așteptat, dar atât timp cât echipa a luptat și a făcut asta, România a avut capacitatea să rămână, să plătește alături de echipa lor și să susțină până la final. Este mesajul care merge și către suport echipei naționale, să mergem braț la braț, pentru că așa avem o altă putere. Deci, cred că astea sunt lucruri cu care am ieșit în plus după această calificare. Am recâștigat o echipă națională cu suflet mare.